N-am putut să rămână. Bună ziua. Care place, pe bune. Gata, taci, Miorca Ito. Taci, drag. Deci eu refuz să cred că vin la voi și este acest dezastru, adică... În urmă. Da. Dar poate de aceea am venit, că mă gândesc că poate o să mai aveți puțin bun simț, vă comportați ca niște oameni civilizați și nu mai sunt nevoite să stau în mizerie. Jungle. Voi așa stați acasă? Nicușor stă așa, că arăta poză. Păi ai făcut mizeria asta și-mi pui mie tot în cap, ești nebun, despre ce vorbim? A luat perele, să-și cap cu perele. Cum e Adelina? Este îndrăgostită Daniela de Radu? Nu, e adevărat, domnișoară. Îi place, da. Nu știu dacă e îndrăgostită sau ce scopuri are, dar da, se vede. Îi place. Ai, Adelina, lasă-ne. Hai, Radule, nu mai vorbi tu, că pe mine mă cheamă Adelina. Așa că sunt femeie eu și vorbesc eu. Cred că eu sunt în măsură să răspund atunci când e vorba de întrebarea. Adelina, crezi că Daniela e îndrăgostită de Radu? Și am spus da. Se vede. A fost întrebarea față. Da, și ați răspuns 5. Da, și? Și tu care e problema ta, Duțu? Ești problema casă, lui. Da, uite, îmi place de Radu, sunt îndrăgostită de Radu. Bravo. Radu, sunt îndrăgostită de tine. Da, te pup. Păi asta e, adevărul. Ia zi, Iacob, că și tu. Cristina, să vă zic ceva. Ia. Am încercat să port o conversație cu Daniela și aud la un moment dat că am tras de ea. Zic, da, e. Eu am tras de tine. Da. Vă dați seama dacă te tăvălește pe aici pe tot și sare pe tine, uite, noi nu ne comentăm. Nu, te-a sărit niciodată pe mine. Radu, ai sărit pe mine. Așa, a luat așa de mâini și a zis că am tras de ea. Da, și Radu împinge, dă puminea și nu îi zice nimic. Vă dați seama? Vă dați seama? Duțu, tu mi-ai luat perna și mi-ai dat-o la fund. Un gest, așa, din punctul meu de vedere, vulgar, lucru pe care Radu nu l-a făcut. Nu mi-a dat cu perna la fund, Radu, nu mi-a dat pe Radu te împinge așa, te călărește, el nu-ți dă la fund. Cine mă călărește, mă? Băi, Radu, m-ai călărit tu pe mine, te-ai urcat tu pe mine? Nu, deloc. Nu, niciodată. Nu, ieri, dar pe canapea sau alaltă. Nu, că m-a aruncat pe mine pe canapea, dar nu s-a pus el peste. Hai, mă, lasă-mă, Radu. Eu te văd acum frustrat că nu vrea femeia nimic cu tine. Nu sunt frustrat deloc. Duțu, ea zice că am întors rura ta. Ea zice că vrea să mă văd pe bărbat. Vreau, coasă pe ta. E bine că vrei tu cu ea. Lasă-mă pe mine și vezi de treaba ta. Duțu, e bine că vrei. M-am dus la ea, am încercat să vorbesc cu ea. Acum, Simone, am încercat să mă joc cu ea. Nu a vrut. Îmi pare rău. Eu nu o să trag de o femeie în viața mea. Da, ai tras. Deci n-a spus că eu trag de o femeie. Când a fost în casa băieților, a văzut toate gesturile și a spus că nu a vrut. Piua! Piua! Îmi pare rău. Nu o să mă vedeți pe mine să trag de o femeie niciodată. Auzi, cum adică, Radule, cum adică ce-i făceai tu Simonei, acum s-a întors? Adică ce-i spunea Simonei, că mamă, îți place de mine, mamă, ești fiartă după mine, vrei să stai cu mine? Acum a prins el drag de o femeie care nu-l vrea pe el. Hopa, și acum este deranjat, exact, Duțu, exact. Dintr-o dată când îi se spun astea pe față. Bravo, Duțule, n-ai să faci soarta, nu s-a făcut cu ce-i vrei tu. Poate ai noroc la loto, dar aici n-ai. Ia zi, Simona, zi. Soarta ta. Păi cum a făcut cu mine, așa încearcă să facă cu toate fetele, nu, cu care nu poate avea nimic ceva? În casa asta. Nu, da, dar pentru că asta e strategia ta, sincer. Asta, tu nu asumi nimic niciodată. Bine, nu accept să fii refuzat de o fată. E ca frățiorul lui de acolo, de lângă. Ai impresia că tu ești bărbatul perfect. E ca fratele de lângă. Ai auzit, Simona? Nu te mai la del, că după aia sare și fratele. Vezi că sunt siamezi. Se întâmplă toate astea din cauza. Mai devreme stătea cu Alina, Alina stătea pe el, după se duce, intră Daniela, se duce lângă Daniela, vorbește cu Daniela, după se întoarce înapoi la Alina. Normal că dacă Daniela face pași spre azi, bărbați, acum cum ar veni, ce vrei să facă? Să stea după tine, să te vadă cum stai cu Alina? Iacob, să înțeleg că faci pe traiul, alergi după toate fetele. Domnișoara Cristina, am stat și am socializat cu ea, am încercat să stau acolo să vorbesc cu ea și îmi spune că am tras de automat, că m-am ridicat de lângă ea și a venit lângă Alina. Te duci la Alina ca la ultima roată, nu înțeles acum. Ai început să te joci cu mine când ai văzut că mă jucam cu Radu, dar înainte n-ai venit la mine. Coboram de pe scări și am spus ce faci și ai zis, hai joacă-te cu noi. Nu te-am spus? Păi vezi, păi și atunci nu mai spune că am venit-o cu te-am văzut. Păi stai puțin, da să refuz. Îmi pare rău. Ce ai zis acum? Dar eu n-am nevoie să mă scuze. Mă joc cu tine, am ieșit la Alina ca să o consoleze. Ei, vă concentrați puțin, zi acum. S-a întors înapoi la Alina ca să-l consoleze pe Duțu, că a văzut că l-a refuzat Daniela și ce a zis. Hai să mă întorc înapoi la Alina ca să nu dea rău la imaginea mea, să nu zică lumea că eu nu am iubită. Tot timpul o să mă de Duțule, nici așa. Amen. Atenție la limbaj. Radule, tu cu ce-l completai pe Ahmed?
Spuneam că s-a dus la Alina ca la ultima roată și ea acceptă, stă lângă el după ce a dus la Adelei. Păi da, după ce a încercat cu alte femei a venit la tine și tu bineînțeles că tu accepti orice. Acum nu știu ce rol vrei să joci tu, dar nu te vezi bine. Te vezi ca o batistă de aia, când are nevoie să șterge un pic pe tine și gata, i-a trecut. După aia se ține apoi la femeile de care îi plac. Nici nu știi, am vorbit cu Adelina, vezi că vorbești fără să știi? Vorbeam cu Adelina, nu cu Alina. Eu te văd lângă Alina și că s-a pus capul pe tine. Pentru că voi vorbeați pe conexiune. Bine, acum lângă cine ești, lângă Adelina sau lângă Alina? Lângă Alina. Lângă cine ești? Mamă, nu mai am voie să-ți dau un intre. Uite, sunt lângă Adelina. Da, și mă duc. Duțule, dacă vrei să o iei pe Alina, trebuie să iei și pe Adelina, că la pachet. Păi da, și care problema? Adică mai sunt la pachet. Păi parcă spunea Alexandru că tu faci jocuri cu ele. Nu, domnul Șoacșna, e vorba că acum s-a un prieteni. S-a dat de gol, gata. Prietene foarte bune, dintr-o dată s-a arunat de gol. Ce m-a dat de gol? Păi cum? Par una pentru alta, mă, omule. Păi cum? Ai dat de gol pe ele, dar te dai de gol și pe tine, că știi jocul. Dacă o iei pe Alina, trebuie să iei pe Adelina, că din ce văd îi plac mai mult. Nu sunt la pachet de ieri până azi. Înseamnă că asta ai făcut și tu, nu? Ce? Înseamnă că asta ai făcut și tu sau cum? Cu ce? Ce am făcut? Înseamnă că nu sunt la pachet. Am certat eu cu Alina cât am fost cu tine, mă? Ce ai zis, Alexandru, că ce? Am spus că dacă Radu și-a luat mâna de pe Adelina, automat cele două nu vor mai avea ce să facă în emisiune. Simplu. Da, uite. Același... Alina, da, treabă cu noi. Nu, dar, uite un pic, spre exemplu, de când am mai fost eu cu ea. Da. Nu mai era deloc vocală, nu mai fost atacată, să zic, cu contextul, cu relația. După ce făcea, s-o da de partea voastră și vă apăra vouă relația și uneori era cont. Acolo avea subiect, la fel. Mă ataș pe mine. Și nu o să mai avem subiect, care e problema ta? Și pe tine! Mine nu m-a apărat niciodată, mine dădea. Ce ai, Radule, te-a apărat de atâtea ori când săream eu să mai am tine despre relația voastră. Stați puțin, fă-mă să înțeleg, Alexandru. Deci dacă nu apari tu și nu ții pe Alina în priză, ea nu mai există. Păi nici nu mai există, domnișoara Cristina. Adică, ea acum au devenit bravo pentru expresia Batista lui... Dar nici tu nu mai Batista, așa este. E Batista lui Duțu. Mie mi se pare penibil, n-am vrut să zic mai înainte să mă bag iarăși în subiectul ăsta, pentru că iarăși și agrade. Tu... Tăteai, Duțu vorbea cu Adelina, da. Iar tu stai ca o penibilă, așa. Dar stau cum vreau. Dar cum să numești mai așa? E penibil, domnule. Doamne, lasă-mă, e toficat. N-am voie, ești toficat. Sunt prieteni, sunt apropiat și stau unul lângă tine. Sunt apropiat. În momentul de față... Ia, lăsați-o pe Alina, vă rog. În momentul de față sunt cea mai apropiată de Duțu. Duțu mi este cea mai apropiată. Se vede și Duțu e apropiat de altele. Bravo! Vă merge treaba. Asta zic. Suntem prieteni și nu trebuie să fie apropiat. N-ai cum să spui că îl vezi ca pe un prieten când ai vrut să fii cu el. Hai, nu mă atacă. Nu ne traduce pe noi că suntem prieteni. Niște oameni care se plac, n-au cum să fie prieteni niciodată. Ești un fals. Lasă-mă să fiu eu fals. Dar măcar eu nu mă dau pe lângă oameni și după aia spun suntem prieteni. Vreau să stau cu unul și după aia zic, e prietena mea. Dar nu am spus că vreau să stau cu Iacob. Nu. Auzi, Alina, știi ce mi se pare mie ciudat? Faptul că Alexandru îți reproșează că tu te legi de el ca să apari, dar el în ultima săptămână nu prea a apărut. Tu ai apărut șara Cristina. El, în afară, vorbește de mine. Vorbește cu Mădălin de ea ca să o atace prin Mădălin. Prin Mădălin, exact. Să mă pună, aruncă cu noroi în mine. Băi. Păi de ce? Ce urmărește? Ce pentru că el probabil așa, are interzis să vorbească cu mine sau să mă atacă. Cine e interzis? Cred că Adriana. De când e cu Adriana nu vorbește nimic. Să te ferească Dumnezeu. Dar în afară vorbește cu Mădălin. Așa să vină aici să mă atacă. Cum așa ai spus? Prin Alina m-a arătat. Pereții sunt subțiri și se aud multe. Da. Serios, asta am auzit-o întâmplător. Ai zis că... Alina, mama lui, ai zis, ceva? Scuze, vreau să vorbesc și eu, mă lăsa să vorbesc prima, ai spus așa, că duminică după gală, Alexandru a venit în camera ta să te consoleze. Și am vorbit de tine. Pentru că, da, nu să te consoleze, pentru că femeie, tu n-am vorbit așa ceva. Ai vorbit, măi, este ieri, emisiunea de ieri, așa ai spus prima dată, după ce... Lasă-o să vorbească!
dacă... Am zis varianta ei. Păi, eu nu știu cum ați ajuns voi până în punctul în care Alexandru să arate spre tine că ești de rănuță rușine. Domnișoara Cristina își ia grade pe degeaba, deci n-am băgat-o în seamă și ai cineva. Păi, mă, tu vorbești în afară. Ai băgat-o în seamă, nici n-a fost iubita ta, bravo. Alex, te rog din suflet. Mă las să spun ceva? Asta e de la Mădălin. Nu, e de la Mădălin. Nu, nu, vezi că zice și dinainte, că eu mă duc și vorbesc de ea. Alexandru nu este prima oară care vorbește de mine. Am zis mai înainte. Iar stai un pic, că vorbim împreună și ne înțelegem separat. Zi, Vlad. Ia, Alina a vorbit strict de ce a zis Mădălin în emisiune. Că după gală, duminică, tu ai mers la el în cameră, l-ai consolat și după așa acolo ați vorbit de Alina și de tot ăsta. Tu ai spus în emisiune. Vezi că el a zis așa, dar vezi că ea nu a zis asta. Eu a zis dinainte că vorbeam de ea. De chestia asta. Zi, Mădălin. Deci a venit la mine în cameră, m-a văzut că sunt supărat. Domnul a intrat și a văzut. Și mi-a zis... Ce-am zis de Antonia, că eram puțin dezamăgit. El mi-a spus că a trecut și el printr-o situație nasoală cu Alina, dar atât. Iar după l-am auzit întâmplător prin spălătorie, că vorbea cu cineva la telefon și spunea, deci, făcea comparații între Alina și Adriana. Okay, și tu mai înainte ai spus că tu nu-i dai atâta importanță Alinei încât să vorbești, dar vorbești cu alte persoane la telefon de Alina? Nu întrebat, dumneavoastră ați întrebat, a fost subiectul cu papucii, cu dușul, și dumneavoastră ați întrebat, ți se pare că Alina este o fată materialistă și el a zis că nu. Ieri ce am zis? Acum 2-3 săptămâni ai spus că vezi că ieri. Vezi ieri, că în emisiunea de acum 2 săptămâni când am fost subiectul, te rog frumos, lasă-mă să vorbesc. Am vrut să fiu fair play, să nu-ți dau toate chestiile astea, ți-am zis că nu te mai caut, ai văzut foarte bine cum ți-am mai dat atenție. Alex, te contrazici în emisiunea în care a fost acum o să Adriana, nu fii geloasă. Am adus capucei la 20 de lire. Adriana, tu fii geloasă că ai avut și tu un grad. Pe rând. Ia, stați puțin, Radule, imediat ajungem și la tine, veșnica poveste, Adriana. Până atunci, zi, Alexandru. Am spus că până și ea a confirmat că e materialist în contextul în care am adus niște papucei la 20 de lire. Alexandru! Alexandru! Eu vreau de aia la 100 de euro. Eu am zis, Nu mai lua la mișto! Tu mai lua la mișto! Du-te acasă! Du-te acasă, că nu te iau la mișto! Nu vă mai trimiteți acasă un fals. Da, auzi, Adriana, i-ai dat interzis lui Alexandru să nu mai vorbească cu Alina? Alina m-a rugat în culise, mi-a spus, te rog, spune lui Alexandru să nu mă mai atace. Domnișoara Cristina, Alex, nu mai ataca, că mi-a transmis Alina să nu mai... Vreau să spun încă o chestie, nu-i prima oară când Alexandru vorbește în afară cu a vorbit chiar și cu Codruț. Ceva de mine. Vorbește ca să vină băieți în emisiune să mă ataci. Ce cu Codruț? Cine face ceva asta? Cu Codruț sâmbătă. Codruț, poți spune, te rog frumos, ce a vorbit Alexandru despre mine? Ia, stai că-l întreb eu. Tine. E adevărat? Îți cere Alexandru să o ataci pe Alina? Nu, a spus ce... Am vorbit ceva cu el, dar nu mai țin minte exact. Exact. Spunea el, dar nu îmi spunea mie. Vorbea prin baie ceva în genul de Alina, dar nu mai ce știu. Ce e exact? Punctual. Ceva în genul că... Dar tot la fel că... Tu ca să mă atace, dar nu mai știu cu cine. Să vină băieți în emisiune, să deschide subiectul. De asta. Ce vrei? Îmi lasă gura apă la cecurile tale. Iau! Vai! Când vrei, mă, zi? Când vrei? Zi! Scuie cât vrea ca să ce mai tu bani, mă. Te ne vedem. Zi, cât îți dau? Ce ai zis? Ce ai zis, nerușinatule, că vrei să-i dai bani fetei să vă vedeți? Nu te mai ascunde după canapea, că te vede o lume întreagă. E moartă după banii asta. Păi, zi câte cecuri vrei. Zi că rezolvăm. Da-și mă, că nu-mi dă nimic. Ai zis că le iei pe toate tu. Dau un ban pentru plăcerea mea. Da. Scot așa frumos, iau de aici ceculețul. N-ai bănuți tu, băiatul meu. N-are mânii. De ce e scumpă? Și că n-ai bani pentru ea. Da. Zim ce preț ai ca să știu cât valorezi, Adriana. N-ai bani pentru niciuna. Ai auzit? O singură femeie te voia sărac și pe aia i-ai dat cu piciorul. N-are mânii. Dar nu mai umbla tu în buzunarele mele să știi tu dacă am sau n-am. E problema mea. Ai râde ca muta la cașcaval. Cine râde la cașcavalul tău? La cașcavalul tău. Ce întrebare, domnișoara, dar cine râde? Cine poate să râdă toată emisiunea fără să vorbească? Păi stai puțin, Adelina, că tu materialistele faci pe toate fetele da, din casă. Da, mai nou toate suntem. Bine, păi, da, știți, acum Adriana e top number one. Care n-are bani. După ce, Adriana, după ce că aveai un singur grad în cap, bine, două. Unul bibelou, doi materialistă. Nu contează, important e că l-am și pe ăla.
subiectul pe care tu l-ai abordat astăzi cu Alina. Da, ideea e că mie îmi pare că măcar Alina este o materialistă asumată, în timp ce, stai nebună, în timp ce Adriana nu este asumată, în sensul că sau am avut o relație. Adriana e o femeie mai materialistă, mai inteligentă. Eu am avut o relație de care știe, Adriana știe să-l facă pe Alexandru să-i ofere din, decât Alina, din gesturi și din vorbe. În timp ce Alina începe, Alexandru, da, fami, că dacă nu faci, te las. Da, am avut o relație în care acel partenerul meu avea situații mai bune și atâta tot. Și-ți pare rău că nu mai știu el atunci. Nu-mi pare rău, că dacă nu pare rău. Poți că nu vii să cer la nimeni. Exact. Dacă era, nu mă mut. Dacă cineva îți oferă, îți oferă din plăcerea lui. Alina, ești asemănătoare din acest punct de vedere cu Adriana, pentru că și ea a avut un astfel de iubit. Da. Te spune Alexandru, zi. Da, toată lumea a avut. Bravo! Aici, bravo, fetelor! Vă felicită Radu. Da, nu, am spus că are momente când se laudă. Mă gândesc cu diferite chestii pe care le are. Sau nu știu, bănuiesc doar. Cine? Că nu am nimic. Cum? Cine se laudă? Auzi, ai trăit în puf? Dacă nu ești materialistă, de ce ai stat cu el? Că l-am iubit. L-am iubit, nu m-a interesat chestia asta. Că dacă m-a interesat banii, zilu Duțu, zilu Duțu, zilu Duțu, tu știi prea bine situația, povestea zilu, mea, trecutul meu. Eu dacă mă interesau banii sau ceva de genul, puteam să fiu și asta. Zilu Duțu, lucrurile astea. Pentru bani, bani. Zilu Duțu, dar de ce să-i spună lui Duțu? Crezi că el este mai credul? Că mă să doi din timp. Uneori! Uneori, da. Are și momentele lui, poate. El se bagă iurea ca să o pună pe ea jos. Chiar am fost martorul la toate discuțiile lor, Alina, ale Alinei și Alexandru. Și știu foarte clar că Alexandru știe povestea, acum că Alina, când l-a cunoscut pe băiatul respectiv, nu știa situația lui. Auzi, Adelina! Ți-a prit despărțirea asta, spunea Radu, pentru că ai început să vorbești, nu doar să râzi. Spunea că atunci când ești despărțită de el, poți purta conversații. Păi, dar cine o, nu o lasă el când sunt într-o relație? Da, mă, că dacă nu o lăsa, îmi acum peste ea. Eu doar am purtat așa în liniște, am lăsat-o. Da, liniște ca un obrăzat jignea fata. Dar, mă rog, nici nu mai atrag atenția, pentru că la un moment dat va realiza el că femeile nu se fac incompetente, mai ales fostele iubite. Mai ales Adelina, care e... Domnul Șagrișa, dar nu mai dați-ne. Nu poți să-ți mine ceva ce e. Ar trebui să-ți vorbesc. Ia zi, Mădălin. Păi îl folosesc toate femeile ca pe niște șosetele spălate și apoi le aruncă și dumneavoastră mai dați acum cu pietre în el. Nu vedeți, Daniel îl folosește să mă facă gelos. Adelina, pentru faimă. Ceva în cap. Nu. Eu nu dau pe pietre, încerc să vă aduc tuturor la cunoștință faptul că nu vă face cinste să jigniți fetele, dar știți deja. Domnișoara Cristina, hai să empatizăm și noi cu el. Taci. Te rog, Daniela. Domnișoara Cristina, suntem prieteni. Cum ai zis? Băi. Ai zis că ne cânta melodia mișto? Lasă vrăjeala, că ai zis că te pup, îmi place de Radu când ai cedat cu Adelina. Hai. Da. Ia zi, Iacob. Era ironică. Eram ironică. Taci, Adriano, că n-ai trei cuvinte tu. Behăit-o. Dați seama că îl place dacă ea știe că a jignit-o și tot îl place. Dar tu, Iacob, stai o secundă, Daniela. Iacob, tu spui toate lucrurile acestea pentru că ești supărat că Daniela nu-ți dă atenție? Nu, păi nu mai... Păi cu siguranță, mai Duțu, pentru că te-ai bat de nervi. Eu în momentul în care am auzit că mi-a zis... Că trăgeam de ea, gata, la mine s-a terminat tot. Da, l-am jignit, l-am nenorocit în orgoliu. De supărare ți-au căzut trei măsele, nu mai fi nervos. Băi, Radu, pe bune acum să-mi spună că am tras de ea. Când n-aud. Nu, mai luat perna și mi-ai dat-o. Tu când tras de ea, te urci pe ea. Uite că Radu nu mi-a dat perna. Nu m-a jucat pe ea, ne-am jucat și atât. Ne-am jucat cu apă, ne-am jucat cu pernele. Bine. Ca doi îndrăgostiți ce sunt. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.